Sărătoare toată lumea, bine v-am regăsit, am revenit cu un set 75080, care nu mai există acest Lego, da? Și o să vă și arăt cum era acest Lego. Haideți să ne uităm pe carton, pe spate cum arăta. Așa, aici vedem că avem toate funcțiunile, de exemplu putem roti asta, aici putem pune droizi. Putem trage de această manetă. Stați să se focalizeze. Te trage de această manetă și trage cu niște gloanțe. Cât de tare este. Așa arată gloanțele. Eu am acest set. O să vă arăt imediat și cum este. Aici arată și că puteți suci capul acesta. Și puteți ridica asta. O să vă arăt și minifigurinele, dar nu cu arme. Și da. Deci, aici este firma, să zic așa. Aici puteți căuta pe lego.com, starwars.com. Da. Aici arată niște secvențe. Deci, aș zice că am putea să vedem mini figurinele. Da, minifigurinele sunt acești doi droizi, Pilot Battle Droid și un Battle Droid, și pe Jar Jar Binks, cel mai dorită minifigurină din anul când am luat pe acest set, pentru că numai în acest set puteți să-l găsești, da, numai în acest set. Așa că haideți să trecem la setul și o să revenim imediat. Așa, am revenit cu totul făcut. Da, haideți să vedem mai întâi minifigurinele. Începem prima oară cu acest Pilot Battle Droid. Să se focalizeze. Focalizează-te. Atunci o să-l punem aici și o să-l vedeți așa. Deci, aici el are ceva aici așa desenat, niște linii, pentru că este un pilot. Și are asta din mijloc albastru, pentru că este pilot, da. Are două mâini, așa, i-am pus eu două mâini, normal avea una, a doua aia normală, ca și la asta. Deci, da, asta e tot ce e mai important. Da. Hai să trecem la următorul, ăsta... fel. Trebuie să aibă și ăsta albastru, numai eu l-am pusat cumva. Așa. Așa. Au. Așa. Și aici este normal ca și un luptător. Normal. Nu-i pilot. Deci putem trece la Jar Jar Binks. Da. Aici sta. Deci. Omul ăsta este Jar Jar Binks. Este foarte ciudat. Vreau să vă și arăt piesa. Să revin după, sau, nu, cred că pot, da. Deci asta este capul. Voi vă dați seama că este foarte ciudat, nu? Aici este și restul corpului. Deci putem pune capul înapoi. Aia dată capul e, o să revenim imediat. Așa, acum cu capul montat, totul pregătit, putem trece la acest AAT. Este destul de tare. Funcțiunea aia de tragem gloanțele este aici. Trebuie să dați numai asta, numai noi am încă gloanțele pregătite, dar nu cred că este o problemă. Asta puteți să vă mișcați oriunde doriți, asta și aici. Și ca să meargă mai repede, i-au pus aceste chestii. Și, haideți să vă arăt, puteți pune aici, de exemplu, acest droid. Sau, puteți pune aici jos un droid. Așa, pe aici, așa, înăuntru, îl puneți în toate nebuniile. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și subscribe. Pa!